seara. Mă numesc Gabriel Costan și vă prezint știrile de mâine seară. Martorul protejat din dosarul lui Victor Ponta s-a prezentat astăzi la DNA. Este vorba de Ionuț Popescu, care se... Păi dacă e protejat, nu-i... Doamnelor și domnilor, avem informații de ultimă oră. Martorul protejat din dosarul lui Victor Ponta nu mai este protejat. RATB și-a prezentat cel mai eficient controlor al săptămânii. Acesta a sancționat 2 fetițe de grădiniță, 3 copii de generală și 4 liceene. El ar fi dat dovadă și de bunăvoință când a iertat 2 fete de facultate în schimbul numerelor de telefon. Premiile Oscar în politică. Se pare că anul acesta, premiul pentru cel mai bun somn surprins de camerele video a mers către Camera Senatului, spre nemulțumirea deputaților care spun că dorm cel mai bine în Parlament. Premiul de regie a fost înmânat lui Ion Iliescu pentru producția din 1989 numită Revoluția. Premiul pentru figurație specială i-a fost înmânat lui Emil Constantinescu. Serviciile știu de ce. Trofeul pentru cel mai bun plâns în fața camerelor de filmat i-a revenit lui Stolojan și lui Băsescu. Deși au anunțat că doresc renunțarea la o mare parte din taxe, se pare că viitorul guvern ia în considerare taxarea colindătorilor. Astfel, capra va fi taxată cu 80%, în mediul rural plugușorul va fi taxat cu 50%, în schimb vor scăpa de taxe cei care vor merge în fața guvernului și vor cânta Domn, Domn, să înălțăm. Mondem. Șoc și groază pentru Iulia Albu. Se pare că găina ei a fost amenințată cu ciorba. Este vorba de un MasterChef care de câteva zile o terorizează pe Iulia Albu și pe găina ei, trimițându-i rețete. Șnițel de găină. Găină la cuptor. Găină pe stică. Crispy strips. McChicken. Dar totul a culminat cu sosirea pe adresa ei a rețetei de ciorbă. Sport. Federația Română de Fotbal este în căutarea unui sponsor. Se pare că a apelat la mai multe firme de whisky sau de vodka. Negocierile au intrat în impas deoarece încă nu s-a căzut de comun acord la cantitatea de băutură care va fi livrată către federație și jucători. A fost anunțat și sloganul cu care federația încearcă să atace mondialul din 2018. Acesta este: batem sau pierdem, susțineți-ne cu tărie. Meteo. Se anunță vremuri grele în unele zone, iar în anumite regiuni chiar vremuri foarte proaste, cu intensificări ale vântului din buzunare. Se va forma o furtună într-un pahar cu apă în ziua de salariu. ANMH chiar sfătuiește populația să evite deplasările pe motiv că ar fi gheață peste tot. Debitul benzinei ar putea atinge cote alarmante la vărsare spre necazul șoferilor și spre bucuria benzinarilor. Contrar așteptărilor, umbrelele teraselor vor fi închise, iar spre seară, în anumite cluburi, va ploua cu gheață în pahare. Soarele va ieși pe strada celor care fac afaceri cu primăriile, ceață în majoritatea domeniilor cu vizibilitate redusă, se vor înregistra averse de datorii și alunecări de conturi. La amiază se vor încălzi caloriferele, ceea ce va duce la înghețul locatarilor în fața vizierului de întreținere.